Dacă e să le scrii la foc automat, nu? Da. Și totuși este cea mai interesantă parte a discuției. Dacă stăm să o luăm așa, nu? E așa? E cam cea mai interesantă pentru că Marcel ne-a spus că nu o crede în stare pe prietena lui de 15 ani să spună despre el că nu mai aberații de bitează și, mă rog, să dea și semnul de câh. Nu? I-a dat câh după 15 ani? I-a dat câh după 15 ani. Mă rog. Nu știu. Că domnul Toader n-a spus niciodată că vrea să împace. Plus asta, ăsta este argumentul. Nici măcar o secundă, cum am spus înainte de publicitate, nu a spus că... sau nu a lăsat să înțeleagă că ar exista posibilitatea în care Maria să fie iertată, să se ducă la, să divorțeze la notar. Ba chiar s-a adresat cu fosta mea soție. O să vă rog, dacă s-a se poate. Și turat pe parcurs. S-a lăsat puțin pe... Pe ecran? Pe ecran, da. Mesajele. Aceleași? Astea? Acestea. Da. Deci... Nu știm în ce dată sunt. Domnul Marcel Toader ne poate ajuta. Știm în ce dată sunt, că scrie pe pagina 4. Eu nu vă pot ajuta. Yeah. Dacă nu vreți discuții între două doamne, atunci eu nu vă pot ajuta. Atunci noi pe dumneavoastră. Vă rog. N-au dată, da, într-adevăr n-au dată. Așa. Domnul Toader, în ce dată ați stat dumneavoastră cu doamna în hol 2 minute? Sincer, habar n-am. Spuneați că dumneavoastră aveți martori a evenimentelor. Sunt absolut convins că aveți, iată unul dintre ei. N-aveți habar când a stat 2 minute în hol și ați discutat. Însă, că pleacă la emisiune, discuție, la ora 16:28, nu putea pleca decât la acces direct. Însă, exact. Această nu? Discuție, posibil. Atenție, era după noaptea fatidică de 31. Alminter nu erau aceste mesaje. Da, așa. Normal. Dumneavoastră, cu omul pe care îl cunoașteți de 15 ani de zile, pentru o relație onorabilă, da. Doamna proprietar, aici, da. Cred, aici dau tot creditul, spune într-o conversație străină de prezența dumneavoastră, că dumneavoastră i-ați spus ca Maria Constantin să se întoarcă la dumneavoastră. Da. De ce toată tevatura nopții respective, dacă dumneavoastră ulterior aveați sentimente și doriți să vă refaceți familia? E nu, mai intervin și minciuni. Dar, nu. Adică nu, nu, poate nu. N-a fost tot timpul Dan, sincer. E o logică foarte simplă. Dacă mergeam la emisiune, era după 5 septembrie. Da. Clar. Da? Când noi am început pe 5, pe 4 sau pe 5. Pe 5 septembrie. Da. Așa. Deci, dacă, deci era ulterior. Dacă aceste mesaje sunt după 5 septembrie. Atunci când... Să încep să merg la o emisiune sau la alta, eu am anunțat-o public pe Maria, am somat-o public să-și asume anumite responsabilități. Da. Da? Ne-ai spus asta. Da. Corect. Păi și atunci de ce îi spune unei prietene ați... bune că... Întoarce de la mine. Când, da. Eu, respect, când eu vin la o emisiune... Deci tu mergi pe ideea că acestea sunt false mesaje. Exact. Dumneavoastră ați auzit... A, deci mesajele acestea sunt false. Eu așa cred. Păi asta zic, mai dumneavoastră, minciuni, eu niciodată n-am vorbit cu această doamnă, dumneavoastră, o aberație, cum spune ea, în ghilimele, că Maria aș vrea să se întoarcă la mine. Niciodată. Niciodată așa ceva. Nici prin gând nu mi-a trecut mie așa ceva, domnul Ionașcu. Am înțeles. Ceea ce pot eu să văd, și sigur telespectatorii și noi toți, este o mărturie. Așa. Care spune despre dumneavoastră, că aveați și atunci. Dar nu știu, domnule Nașcu, dacă e adevărată. Domnule Nașcu, spuneți-ne, care e martorul din seara respectivă? Fac și eu ca în cazul Pomohaci, să facem o expertiză. Nu, dar să ne spună care e martorul. Dumneavoastră la chestii date electronice, înregistrări, audio, SMS-uri, cereați tot timpul expertiză. Nu știm dacă asta e adevărat. Adică nu se pot pune sentințe pe... Eu vă întreb, sigur că da, aveți mare dreptate. Nu mai puțin, domnul Toader. Fac și eu avocat, domnule. Să facem expertiza scrisului. Puteți da puțin mesajul următor? Păi, expertiza scrisului a recunoscut-o și a făcut-o Marcel. Este așa, caracterul este din, caracterele puțin. Din telefonul fostei mele. Dați puțin, vă rog frumos, imaginea mai mare și nu blurați pozele pe răspunderea mea. Care? Păi nu se mai poate, că nu sunt. E așa e făcută, e așa încărcată în stația grafică. Așa încărcată. E montaj, da. Pozele acelea și vocea. Acea poză este fotografia, iconița de la contul Mariei. Așa este. Se pot face și mesajul și vocile contrafăcute? Pe mine mă întrebați? Cu vocea, cu vocea celor două? Pe mine mă întrebați? Da. Vocea celor două? Nu. Noi nu avem decât prin screen-uri.
N-avem vocea. N-am ascultat vocile. Poate dumneavoastră să aveți vocile din discuția asta. Nu sunt ITist. Poate domnul Bălan știe. La poze și chestii, deci când aveți cu probleme Silvio, cu IT-ul, la mine veniți. Dar și am vorbit și marți seară, dacă a fost contrafăcută de către Maria cu un ajutor, da, ea putea înregistra acele voci și să le insereze în această discuție. Ne-a spus un telespectator priceput că nu ar putea fi inserate orele și data. Domnule, orele, de noi, din păcate, nu avem data. Orele, uite, 2 octombrie. Orele respective și data. Orele nu mai contează. Data. Nu poate fi și că inserată data într-o discuție dacă falsă. Dacă nu poate fi inserată într-o discuție așa... Atunci, automat, în înregistrările evident, sunt reale. Veritabile. Da. Așa, care este implicația mea? Nu, înregistrările pot fi false cu dată reală. Vreau să știu care este implicația mea în aceste... Când n-aveau timp, suntem la jumătatea lui noiembrie, n-aveau timp să premediteze astea, că nu știau că o să înceapă scandalul ăsta. Înțelegi, Sorin? Dacă s-a făcut la 2 că o să înceapă scandalul. Dacă n-a început scandalul ăsta, nu știu când a depus... Păi nu, vreo 2 săptămâni, cred că sunt. În niciun caz o lună și ceva. Noi am abordat subiectul hoției de vreo 2 săptămâni. Hai, 3. În mod, 2 octombrie în mod sunt cert, deja 6 la momentul săptămâni. Acela nimeni nu știa că aceste mesaje or să apară public. Normal. Nu, dacă, nu atunci... dacă nu se poate insera cu dată, nu mai punem problema falsității acestui despre sau falsificării. Vreau să răspundeți unde este implicația mea în aceste mesaje. Nu, n-ați înțeles. Păi spuneți că 31 iulie aveți un martor pentru 31 iulie. Nu, n-ați înțeles. Când s-a întâmplat... Înainte de publicitate așa a zis domnul avocat. Că spuneți-mi care este martorul acela. Dați înapoi, vă rog frumos. Martorul este doamna. O musculiță a vorbit. Prietena dumneavoastră. Adică? Deci, mesajul precedent. Arată că dumneavoastră ați avut o discuție de 2 minute. În care domnul Nașcu merge pe ideea că nu e falsificată această discuție. Spuneați că dumneavoastră doriți să se întoarcă la dumneavoastră. Eu? Păi nu, dați seama, o aberație mai mare nu era. Păi nu am picat de acord că e reală discuția. Păi, am picat așa de dragul relație, discuție. Dacă discuția este reală, înseamnă atunci, că toate mesajele avem un reale, martor care susține un lucru din intimitatea dumneavoastră, domnul Nașcu, ulterior acelei date de 31. Dar poate fi